Țiganiuc, cu această considerație pe marginea acestei cărți de poezie. Domnul profesor Dumitru Țiganiuc. Vreau să mă scuzați că nu stau în picioare, mă doare picioare, nu știu, microfon. Așa aud. Ok. Dacă trebuie... Trebuie. Da. Eu mă bucur că sunt prezent aici cu dumneavoastră, la lansarea celei de-a 16-a cred, a colegului meu și prietenului meu, Gelu Turcan. Să am un microfon un pic mai aproape de... Așa. A colegului meu și prietenului meu, Gelu Turcan. Lăsați microfonul pe-l țin. Eu dumneavoastră vorbim. Așa. Ca la interviu. Oh. Și... Sunt impresionat de atmosfera aceasta de muzică și poezie, care de fapt trăiește, respiră puternic în versurile lui Gelu Turcan. Evident că după atâtea volume importante lirice, iată, trecând anii, poetul s-a adunat așa în el însuși și încearcă să-și redefinească ființa care are la temple deja firele albe a celor 60 de ani. E un gest mai mult decât onorabil. E un gest de autoapreciere, dar în același timp de aprecierea poeziei. Pentru că poezia lui Gelu Turcan face parte din poezie, din substanța aceea cu totul inefabilă, care pătrunde pe oriunde, așa cum pătrunde lumina din țesuturile acestea ale cerului. E un poet care are în opera lui mereu motivul acesta al creației. L-a preocupat, așa cum s-a mai spus, l-a preocupat foarte mult acest aspect, probabil pentru că poezia e un mister și misterul trebuie mereu recăutat, revipăit și, dacă se poate spune, reinventat. Aceste 60 de pahare la o masă sunt poezie ale unei experiențe bine închegate, și fiecare pahar luminează o undă aparte, o semnificație aparte din sufletul arborescent al poetului. Am o impresie foarte clară că, de fapt, cele 60 de pahare, cum spune el, la o masă, sunt ca 60 de ramuri pe un trunchi, pe trunchiul poeziei sale și pe trunchiul poeziei noastre. Îl consider un poet care atât de mult crede în poezie, încât această poezie, așa cum s-a mai spus, dar trebuie să spun și eu, l-a salvat în cele mai grele clipe ale vieții, în cele mai, să spunem așa, mai derutante momente existențiale. Poezia pentru Gelu Turcan, acum are 60 de ani, pot să spun că ar putea cumanda și un baston din când în când,
dar mai întâi am să-l port eu. Poezia este un fel de baston în care își sprijină tot timpul existența, viața, cu seninătate, dar și cu neliniște. Pentru că substanța, de fapt, a acestei cărți este tragicomică. Și ceea ce îmi place foarte mult e că plutește între sacru și profan, extrem de interesant, nu știe el altfel să contureze acest balans și știe uneori să glumească, să transforme elementul destul de grav, de serios, într-un joc pe care el și l-a permis și își permite orice poet față de cuvânt și față de existență. V-aș cita câteva versuri în care poetul se gândește la Dumnezeu. Un Dumnezeu care s-a omenit într-atât de mult, încât pur și simplu a devenit aproape că nu-l mai cunoști dintre oameni, pentru că el este om. Și am cerut lui Dumnezeu să mă mai lase încă de atâtea zile și Dumnezeu m-a ascultat. Merge cu mine la femei, bea cu mine, mănâncă la aceeași masă cu mine, doarme în același pat cu mine, suferă de aceeași boli de care și eu sufăr, se strecoară pe nume și se sperie de câtă deșertăciune există. Trecerea aceasta învolute a spiritului prin straturile vieții, existenței, se înalță și dintr-o dată coboară într-o spaimă pe care cred că orice om conștient și sensibil la dictatura aceasta a trecerii, a extinției, o are. El însă știe să fie foarte atent la volutele pe care le face cu versul său și nu numai că atent, dar îi face atent ci pe virtualii cititori. Și eu sunt sigur că sunt destul de mulți cititori care îl vor citi și care vor avea posibilitatea să-l recitească prin aceste imagini, metafore și racorduri lingvistice inefabile. Eu am părerea că autorul se vede pe sine însuși în această călătorie prin amintirea celor 60 de ani, se creionează ca un spirit mai distinct, nu numai față de alți poeți și alți oameni, dar ca un spirit mai distinct față de suflul acesta atât de ciudat, de misterios, al versului și al cântecului lirii. Gelu Torian este un poet cu o imaginație bogată, cu metaforă uneori încântătoare chiar,
nu voi uita niciodată un epitet metaforic al lui, păpădia hepatică. Mi-a rămas în minte și mi se pare remarcabil. Asta este o pată de culoare din atâtea culori pe care le are versul lui Celu Dorian. Dar ceea ce îmi place și mă apropie mult de versul său, mă face să-l recitesc, l-am și recitit, dar l-am recitit cu plăcere, chiar, este faptul că el, de fapt, cântă această deznădejde care stă închisă într-un recipient miraculos în inima, în sufletul omului, în sufletul său și îl cântă prin tonul acesta elegiac de care de fapt a dat dovadă și în celelalte volume. A fost mereu un liric elegiac. Nu mi-aduc aminte să fie scris poezie cu erupuri, cu fel de fel de accente de acestea teribiliste, ci totdeauna un poet reflexiv, trăirist, existențialist și înclinat mereu spre oglinda din sufletul său. E interesant mai ales legătura care o are cu credința, cu spiritul, cu Dumnezeu. El afirmă foarte clar că numai Dumnezeu îl știe, îl cunoaște, că nici el nu știe cine este sufletul decât numai Dumnezeu. Și ceea ce e foarte interesant, ca să nu lungesc discuția aceasta, sper că am să fac și o cronică scrisă, am o imagine frumoasă și în același timp destul de arhitectonică, o arhitectură sacră. El spune că adeseori, ca să uite de valurile acestea ale vieții, se coboară în catedrala din sufletul său. Totul este o catedrală. Poezia lui este o catedrală, este o arhitectură extrem de bine proporționată și de echilibrată, încât nimic să nu se poată prăbuși. Mai ales că are o boltă fantastică și care te atrage ca spre dumnezeire. Ei bine, așa este și poezia lui. O arhitectură extrem de bine închegată, înșurubată în imagine, tiparele acestea ale vieții pe care le dizolvă în metafore destul de personale și cred că cei 60 de ani, cele 60 de pahare sună frumos, clinchesc destul de plăcut, nu neapărat ca să zic așa îmbogățite cu vin. Paharele acele pot fi pline, de fapt, cu sufletul poeziei pe care el a căutat, l-a căutat și se pare că nu numai că l-a găsit, dar l-a găsit din plin. Este unul dintre
poeții Geu Dorian, poeții actuali, destul de prolifici, dar în același timp și individualist în sinea lui, generând o imagine de poezie inconfundabilă. N-am nicio trimite, pot să fac trimite la fel de fel de poezii, dar n-am de ce să mă gândesc că, uite, prea seamănă versul lui cu versul nu știu cui. E prea individual, e prea resorbit în propriul său talent și cred că nu putem decât să-i dorim și alți zeci de ani, alte zeci de pahare, poate, eu știu, umplute cu speranța că fiecare o are de murire.